Bună ziua, stimați reprezentanți ai mass media, vă mulțumim pentru că ați dat curs invitației noastre. Venim cu informații legate de activitatea care am desfășurat-o astăzi, acțiuni care încă se mai desfășoară în teritoriu. Deci, astăzi au fost efectuate percheziții pentru a clarifica fapte pe 26 de cauze penale care au fost pornite pe abuzul de putere sau abuzul de serviciu, corupere pasivă, corupere activă, trafic de influență și spălare de bani, care au fost documentate de către ofițerii CNA și procurorii din cadrul Procuraturii Specializate Anticorupție. Activitățile țin de mai multe episoade care s-au petrecut în ultimele luni, ce țin de gestionare de către AIPA a fondurilor din mai multe proiecte pe care le implementează. Deci am depistat întâi de toate o schemă prin care 10% din fondurile oferite contrar prevederilor legale erau transferate prin diferite mijloace sau forme ascunse către funcționari din cadrul AIPA prin intermediul și persoanelor interpuse. Aceste sume ajungeau până la 150.000 de lei per contract de subvenționare. Un alt episod important, cu un prejudiciu deja stabilit de în jur de 3,5 milioane lei, a fost depistat într-un alt oficiu teritorial al AIPA, contrar limitelor maximale care au fost stabilite prin lege și reglementările interne ale AIPA, au fost oferite subvenții, eludând reglementările legale. Într-un alt oficiu teritorial am documentat episoade prin care au fost oferite foloase necuvenite în sumă de 100.000 de lei, care reprezintă 10% dintr-un contract de subvenționare. Acesta s-a petrecut la sudul țării. În cadrul măsurilor speciale de investigații au fost depistați actori care au fost implicați în această schemă. Este vorba întâi de toate despre funcționari AIPA, dar și diversi reprezentanți ai societăților comerciale, precum și asociațiilor obștești. Printre beneficiari se numără și primari care acționează în calitate de beneficiari efectivi ai respectivilor întreprinderi, deși întreprinderile sunt înregistrate pe numele unor persoane interpuse. Proiectele care au vizat investigațiile CNA includ în primul rând programul LIDER, deci un program care implementează o formulă de suport în teritoriu în baza unui model UE. Vom clarifica dacă au fost afectate și fonduri oferite de către Uniunea Europeană pentru a implementa acest program. De asemenea, proiectul privind acordarea de plăți directe per cap de animal și proiectul privind acordarea subvențiilor pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural. Despre activitatea de astăzi, deci au fost efectuate 68 de percheziții în care au fost vizați angajați ai AIPA-i din sectoarele teritoriale Bălci și Comrat, administratori de societăți cu răspundere limitată, administratori de societăți pe acțiuni, primari și terțe persoane. Localitățile în care au fost efectuate perchezițiile de astăzi includ Clodeni, Sângerei, Bălți, Comrat, Chișinău, Rășcani, Făleș și Drochia. În rezultatul acțiunilor de urmărire penală au fost reținute 6 persoane. Astăzi, altele 6 persoane sunt cercetate la libertate, iar alte 24 de persoane urmează a fi recunoscute și audiate în calitate de bănuit pe componențele infracțiunii. Inclusiv abuzul de putere sau abuzul de serviciu, servicia din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terțe persoane, coruperea pasivă, coruperea activă, trafic de influență și spălarea de bani. Rezultatele preliminare ale perchezițiilor care sunt încă în desfășurare sunt peste 350.000 de lei, 10.000 de euro, 2.000 de dolari care au fost ridicați, un număr de 13 telefoane mobile, 3 blocuri de sistem, un notebook precum și 2 arme
care erau deținute fără permisul necesar de portare. Deci, pe un singur episod pe care l-am instrumentat, am depistat un prejudiciu deja stabilit de 3,5 milioane de lei. Trebuie să atenționăm aici că doar în anul 2022, Oficiul Teritorial Bălți a gestionat fonduri de 133 de milioane de lei. Investigațiile continuă, vom stabili toate circumstanțele legate de modalitatea în care au fost oferite aceste resurse sub formă de subvenții sau alte plăți în sectorul agricol. Vreau pe această cale să mulțumesc colegilor din cadrul CNA, colegilor din cadrul Procuraturii Anticorupție, deci Procuraturii Specializate, pentru tot efortul depus și coordonarea pe care am reușit să o stabilim în efectuarea acestor percheziții, precum și cu siguranță colegilor din cadrul ARBI, care efectuează acțiuni de identificare a potențialelor bunuri infracționale. Acesta a fost mesajul care am vrut să venim în fața dumneavoastră. Vă mulțumim și vă dorim o zi reușită!